Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Bitcoin potențială cădere de încă 70% în 2023. Dogecoin 5x în următoarea perioadă. Astea sunt topicurile pe care le discutăm astăzi. O celebră bancă numită Standard Chartered avertizează că Bitcoin ar putea să aibă o corecție de încă 70% în 2023. De-a lungul timpului, foarte multe instituții financiare, bănci celebre, JP Morgan, spunea, citesc JP Morganul, că Bitcoin este un scam. Foarte mulți oameni extrem de bogați ai planetei și-au dat cu părerea și de-a lungul timpului, probabil, Bitcoin-ul a fost declarat scam și un proiect fără niciun viitor de milioane de ori. În fiecare BitMarket, oamenii se îndoiesc de Bitcoin, își pun întrebări, se întreabă dacă are vreo șansă să supraviețuiască. Lucrurile stau în felul următor. E vorba de adopție. Dacă oamenii decid că Bitcoinul merită încredere și trebuie folosit și le este util și necesar, Bitcoinul va rezista. Problema este cea a fluctuației și a volatilității uriașe. Dacă merele sau nu știu ce să zic, niște lucruri cu care noi suntem obișnuiți ar fluctua atât de tare, probabil noi am renunțat la ele. Este atipic pentru oameni să folosească ceva atât de volatil. Vă dau un exemplu, aurul. Toată lumea îl poartă, toată lumea îl păstrează, îl oferă cadou, e considerat ca valoare, patrimoniu de familie și așa mai departe. Dar dacă ar avea volatilitate de 80-90%, cred că abordarea umană s-ar schimba un pic. Ieri am asistat la un carusel, un roller coaster al celor de la Dogecoin și am avertizat pe TikTok ieri dimineață că Dogecoin-ul este un asset foarte periculos. Periculos nu în sensul că e ceva ilegal sau toxic, dar este extrem de manipulat și extrem de volatil. Ieri, în mai puțin de 6 ore, acesta a avut o creștere de aproape 1%, după care o cădere de 9%. Chiar mai bine de 9%, o să ne uităm imediat pe grafice. Și singura explicație este că toată lumea se așteaptă ca Dogecoin-ul să fie folosit de Elon Musk pe Twitter, ca metodă de plată. Probabil mulți își imaginează că Elon Musk o să-l folosească și în viața lui de zi cu zi, o să-și cumpere mâncarea la cantină cu Dogecoin, că vor cumpăra Tesla, că vor cumpăra energie solară sau internet cu Dogecoin. Din punctul meu de vedere, cred că posibilitatea de a folosi Dogecoin, dacă și-ar dori Elon Musk, cred că ar exista. Întrebarea mea este de ce nu o face încă. Mai am întrebat gen, de ce nu au scos cei de la Apple încă o monedă, de ce nu au scos cei de la Google încă o monedă, adică cred că e încă devreme pentru toate lucrurile astea. Ne uităm imediat pe charturi și la Bitcoin și la Dogecoin. Acesta este articolul pe care îl citeam în dimineața aceasta legat de Bitcoin, probabilitatea de a scădea încă 70% în 2023. Este un titlu care într-adevăr îți atrage atenția. Haideți să ne ducem un pic pe chat-uri, hai să mergem la Bitcoin. Sunt pe chat-ul celor de la Bitcoin de pe Coinbase, da? Și să facem așa, să se vadă mai în ansamblu piața cripto. Priviți anul ăsta pe unde ne aflam noi. Deci vorbim de august, eram pe la 25.000, priviți în mai, eram pe la 30.000, da? Deci avem așa o cădere în niște trepte. Avem o treaptă, două, trei, patru. Aici eram în martie, iar aici eram anul trecut. De anul trecut până acum am căzut peste 70%, adică undeva la 78%.
Haideți să ne ducem în zilele noastre, unde suntem noi acum, să vedem ce ar însemna această potențială cădere de 70%. E doar o analiză la rece, nu înseamnă că se va întâmpla. Deci de unde suntem noi acum, 70% e în zona asta, la 5.000 de dolari. Dacă ar fi să ne uităm pe weekly la structura de piață, prima zonă de suport este aici, la 12.000. După care mai avem o zonă de suport aici la 9.000 și la 7.000, 6.000 și ceva, iar următoarea este la 3.900. Nici nu știu de ce au ajuns la concluzia cu 5.000. Deci, de-a lungul istoriei, Bitcoin nu cred că a făcut așa ceva, să cadă într-o asemenea zonă atât de mult. Adică cel mai mult cred că a căzut vreo 90%. 90% de la vârf înseamnă undeva până pe la 6.000-7.000. Ceea ce ar fi destul de groaznic. Adică, nu știu, nu văd de unde și-ar mai lua oamenii încrederea de acolo să crezi într-un proiect care s-a dus la 70.000, după aceea să cadă de 10 ori. E... În fine. Bun, hai să ne uităm la Doge. Cum vă ziceam, Doge-ul extrem, extrem de agitat. Anul ăsta la fel, când oamenii sperau că Twitter-ul va folosi Dogecoin, a avut o creștere de 170%. Se întâmpla treaba asta în octombrie. Cam când se semna, se parafa preluarea Twitter de către Elon Musk. Dacă e să ne uităm în urmă, de ce ziceam potențial 5x? Eu cred că dacă Elon Musk anunță că da, domne, vom accepta Twitter, ne vom întoarce în zona asta cel puțin, în zona de 20 de cenți, 25, hai 30. Deci în zona asta ne întoarcem 100%. 5X-ul ar fi aici, unde a fost vârful precedent. Dacă lucrurile ar fi corelate și cu un bull market, că poate, da, mă gândesc, eu dacă aș fi Elon Musk, de ce nu aș folosi Doge-ul, dacă e o monedă ok și onestă și corectă? Poate un motiv ar fi acesta. Băi, nu suntem în bull market, nu sunt atât de mulți bani în piață, cu toate că vorbim de o capitalizare de miliarde de dolari, și ai zice, ok, hai să-i țin calz, mai așteptăm și punem Dogecoin-ul pe Twitter când suntem într-un bull market. Sau mai există o altă opțiune, și anume priviți acest articol, Will Elon Musk create Twitter coin soon to hit the crypto market? Deci există speculații că se va crea o monedă specială dedicată pentru Twitter. Nu știm, încă nu este nimic oficial, dar dacă se va materializa, dacă va fi ceva concret, hai doamne, deci mă aștept la o bubuială cum nu există. Gândiți-vă că Elon Musk în clipa de față are 120 de milioane de followeri doar pe Twitter. Cu asemenea capital social, cu atâția urmăritori, hai doamne, miști orice pe planeta asta. Orice. Să vă recomand site-ul meu, mihaidaniel.ro, unde găsiți cursul și link-urile mele oficiale. Deci astea sunt singurele mele link-uri oficiale. Atenție, eu nu contactez pe nimeni, nu vă propun afaceri, nu vă propun investiții.